Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la Evnews, primul și în continuare cel mai bun podcast de aviație din România și îmi vine să râd pentru că în ultima vreme, după cum foarte bine știți, ne-am concentrat mult mai mult pe emisiunile live și mai puțin pe podcasturi. În continuare, Evnews rămâne cel mai bun podcast de aviație din România, motiv pentru care în episodul de astăzi vă propun să discutăm despre avioanele F-16 pe care le cumpărăm noi, pe care le cumpără vecinii bulgari și pe care, surpriză, surpriză, cel mai probabil le vor repara frații, între ghilimele, dacă vreți să spunem așa, polonezi. Eu sunt Marius Doroftei de la Aviația Magazin și vă invit să fiți alături de mine în acest episod în care cu siguranță veți afla lucruri interesante. Dacă și voi sunteți gata, zic să-i dăm drumul și să nu vă mai țin ca pe ace cu siguranță. Probabil că știți deja, la începutul lunii noiembrie, România a semnat în sfârșit contractul pentru cele 32 de avioane F-16 la mâna a doua, pe care plănuiește de vreun an de zile aproape să le cumpere din Norvegia. E bine, după vreun an de zile de amânări și de bâșbâieli și de lăsați-ne că lucrăm și că facem noi și că grăbim procesul și accelerăm achiziția și toate dudele astea obosite, în sfârșit a fost semnat contractul. Absolut întâmplător, după ce fostul ministru al apărării, Vasile Dâncu, a părăsit postul. Cam în același timp, cam în aceeași perioadă, în Bulgaria, Parlamentul de la Sofia a aprobat achiziția celor 8 avioane F-16 noi nouțe de această dată, suplimentare față de primul contract, pentru că și bulgarii și-au dat seama la un moment dat că au nevoie de mai multe avioane de multirol, după ce în urmă cu vreo 3 ani de zile au comandat 8 avioane F-16 Block 70 din Statele Unite, avioane noi nouțe, subliniez, nu că ar fi foarte important, și-au dat seama că au nevoie de mai multe aparate, dar vreo 3 ani de zile au cam lălăit-o, până când americanii le-au spus că dacă nu se decid foarte repede, oferta pe care au primit-o pentru aparatele alea o să expire. Ei bine, s-a trecut pe repede înainte, Ministerul Apărării de la Sofia a înaintat o propunere guvernului, acesta a adoptat-o, legea a ajuns în Parlament și la începutul lunii noiembrie și bulgarii au adoptat această lege de achiziție a 8 avioane suplimentare F-16 Block 70 noi nouțe și acestea. Diferența de preț, dacă vă întrebați, este destul de semnificativă, în sensul în care România va plăti 388 de milioane de euro pe 32 de avioane, e drept, la mâna a doua și cu o durată de viață considerabil mai mică, în timp ce bulgarii vor plăti, atenție, țineți-vă bine și să nu cădeți de pe scaune sau de pe canapele, 1,3 miliarde de dolari sau de euro pe 8 avioane F-16, repet, noi nouțe, așa cum stă bine unui avion. Ce ne interesează pe noi, și probabil că interesează și pe bulgari, este faptul că frații, așa cum am început să spun, probabil că este cel mai corect termen, polonezi, au făcut o chestie foarte interesantă, anume, ei fiind mult mai avansați în programul F-16, ei au cumpărat avioane F-16 începând cu anul 2004 și le operează foarte bine și număr mult mai mare, au reușit ca prin programul de offset să aducă ceva din programul F-16 în industria națională. Iar acel ceva este un centru care a fost național și va deveni regional de mentenanță. MRO se numește Maintenance and Repair, întreținere și reparație pentru avioanele F-16. De ce este important acest lucru? Pentru că dacă până acum polonezii și-au reparat doar propriile avioane F-16, și din acelea, slavă Domnului, au suficiente, sunt vreo 48 în serviciu, acum au semnat un memorandum de înțelegere cu, atenție, țineți-vă bine din nou, US Air Forces in Europe and Africa, USAFE. Asta înseamnă că avioanele F-16 americane dislocate în Europa vor fi supuse reparațiilor de mentenanță și reparație capitală în, atenție, Polonia, ați ghicit foarte bine. Mai departe, autoritățile poloneze spun, pe foarte bună dreptate dacă stăm să ne gândim la situația regională și chiar globală, spun că centrul lor de mentenanță pentru F-16 va rămâne în scurt timp unul dintre cam singurele centre de mentenanță și reparație capitală pentru F-16 din lume. Foarte probabil unul dintre singurele din Europa. Probabil că vor mai avea astfel de centre doar grecii, care și operează un număr mare de F-16, și turcii.
cum noi nu ne gândim să, sper că nu ne gândim, să trimitem avioanele nici în Grecia și nici în Turcia, cel mai probabil Polonia va deveni destinația ideală, aș putea să-i spun, de mentenanță și reparație capitală pentru avioanele F-16 ale Bulgariei, care vor fi bloc 70 noi nouțe, ale Slovaciei, care de asemenea sunt 16 bucăți de F-16 bloc 70 noi nouțe, și nu aș fi deloc surprins ca acesta să fie cazul și pentru avioanele României. De ce spun asta? Pentru că da, noi avem, și iarăși mă pufnește un pic râsul și îmi cer scuze pentru asta anticipat, avem denumirea pompoasă a celor de la Aerostar Bacău, denumiți Centrul Național de Mentenanță și Reparație pentru Avioanele F-16. Realitatea este că de când România a semnat primul contract de F-16 cu Portugalia, HAT, în 2013, și până în anul domnului 2022, adică 9 ani, imediat se va bate deceniul, vom avea 10 ani de când România a intrat în familia F-16, la Aerostar s-au întâmplat extrem de puține lucruri care să ne arate că acolo, într-adevăr, se dorește transformarea uzinei Aerostar sau facilitatea Aerostar dintr-o facilitate pentru MiG-21 într-una pentru F-16. Ca să se întâmple asta, este nevoie de foarte multe lucruri și de lucruri foarte scumpe, anume utilaje și echipamente de specialitate care să-ți permită să efectuezi lucrările de mentenanță și reparație capitală pentru F-16 și, foarte important, oameni foarte bine pregătiți. Din informațiile noastre, pentru că public, evident, nu se comunică nimic pe această temă și este păstrată această aură de mister, de parcă nu ar observa toată lumea interesată de subiect, că timp de aproape 10 ani Aerostarul n-a făcut nimic sau aproape nimic în ceea ce privește asimilarea operațiunilor de reparație capitală și mentenanță pentru F-16. E bine, dacă la nivel public se păstrează o tăcere asurzitoare și absolută în ceea ce privește capabilitățile Aerostarului de a prelua aceste operațiuni și când anume ar putea să o facă concret, pe surse, pentru că da, mai avem și noi uneori surse, pe surse am aflat că tehnicienii, o parte dintre tehnicienii care au lucrat până acum la MiG-urile 21 Lancer s-au dus spre zări mai calde și spre salarii mai bune. O altă parte au fost reorientați către, iarăși mă pufnește râsul și îmi cer scuze, operațiunile de mentenanță și reparație capitală pentru, atenție mare, avioanele IAC-52, iar o altă parte este cumva în expectativă. Concret, în ceea ce privește F-16, întreținere și reparație capitală la Aerostar Bacău, din informațiile noastre nu se întâmplă foarte mare lucru. Ori pentru a pune pe picioare un astfel de centru, ai nevoie de foarte mulți ani. Nu de ani de zile, ci de foarte mulți ani de zile. Iată, polonezii, pentru a ajunge la nivelul ăsta de a fi subcontractați de US Air Force pentru a susține astfel de lucrări pentru avioanele lor din Europa, au avut nevoie de mai bine de 15 ani din momentul semnării contractului de primului contract de achiziție pentru F-16 și până acum, în condițiile în care ei chiar și-au implicat industria națională, ei chiar au vrut să facă treaba asta. Ori noi, după ce am pierdut 10 ani, aproape 10 ani, ca să nu credeți că exagerez eu foarte tare, după ce am pierdut aproape 10 ani, timp în care nu s-a făcut nimic, dacă mai trec încă 15 ani până punem pe picioare centrul ăsta de național, regional, cum s-o numi el, de mentenanță și reparație capitală pentru F-16, problema este că bună parte din avioanele F-16 pe care le-am cumpărat își vor fi terminat resursa de zbor și vor trebui scoase din serviciu. Ori în condițiile astea, din nou, logica spune că cel puțin o perioadă, prima perioadă și cea mai amplă perioadă din punct de vedere a utilizării avioanelor F-16 în România, acestea ar trebui să meargă către Polonia, care, ce să vezi, și de data asta s-a mișcat mai bine. Eu vă aștept comentariile și dacă vreți să mă contraziceți, aștept cu mare drag lucrul acesta în secțiunea de comentarii din YouTube. Dacă vreți să discutăm mai multe, avem aviatiamagazin@gmail.com. Pentru toți cei care au informații, toți cei care vor să ne spună că am greșit sau dimpotrivă că avem dreptate, vă așteptăm acolo. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să dați un like la video pentru că ne ajută cu algoritmul YouTube și să ne urmăriți pe celelalte canale de social media,
Facebook, Instagram, Twitter și chiar TikTok. Eu am fost Marius Doroftei, aviațiamagazin.com este alături de voi, rămâneți și voi alături de noi, numai bine, dragilor!